Bună tuturor, bine ați revenit! Astăzi vreau să vă vorbesc un pic de câteva produse pe care le-am cumpărat de curând și nu o să le fac un full review pentru că nu o să vă fac o demonstrație. Însă data viitoare, vreau ca data viitoare să le iau pe rând și să fac o demonstrație pentru fiecare în parte. Pentru moment vreau decât să vă vorbesc un pic despre ele. Așa ca un intro, să vedeți cam ce produse o să urmeze, cam la ce produse o să fac eu review-ul, dar m-am gândit să vorbesc în primul rând despre niște produse de la Elf și mă refer la această pensulă, pentru că nu mai aștept, ci vreau să știu, cred că mai mult vreau să fac acest review să aflu de la voi dacă și voi aveți aceeași părere ca și mine și adică să văd dacă sunt eu cumva singura nebună sau nu. Și anume, vreau să știu cât de folositoare vă este pensula de la Elf, o recunoașteți, sper că nu este nevoie să vă arăt și scrisul. I-am cumpărat de curând, de curând însemnând acum 3 zile, acum 4 zile, această pensulă, pentru că oriunde mă uitam, pe orice tutorial mă uitam, sau în stânga, în dreapta, toată lumea avea această pensulă. Numai eu nu, desigur. Înțelegeam. De ce este atât de bună o pensulă care este folosită? De fapt, ea este pentru pudră. Nu știu dacă se vede. Habar n-am. Dar este o pensulă pentru pudră, creată special pentru pudră, dar ci că este minunată pentru fondul de ten. După cum vedeți, este murdară. Deci eu am folosit-o pentru fondul de ten. Am așteptat foarte mult foarte mult însemnând nerăbdătoare să-mi vină această comandă, să folosesc această pensulă, să o văd. Pur și simplu nu este perfect rotundă, este cumva turtită și este un pic diformă. Nu cred că este o problemă foarte mare până la urmă, nu cred că asta este problema. Problema cea mai mare la mine este că nu înțeleg cum această pensulă poate fi bună pentru fondul de ten. În condițiile în care mie mi se pare că absorbe foarte mult produs și în condițiile în care nu mi se pare că îți poți blendui foarte bine fondul de ten. Sincer, eu am o pensulă cumpărată, cred că ați văzut-o, am făcut-o cumva în top 3, în top 3 pensule, am încadrat acea pensulă și am pus-o undeva pe locul întâi, cred. Am cumpărat o pensulă ieftină, normal, dintr-un magazin cu produse cosmetice. Este absolut miraculoasă acea pensulă. Perii sunt foarte moi. În schimb, la asta, nu sunt atât de soft, adică sunt moi, sunt catifelați dacă este să apăs pe mână. Dar dacă este să o pun pe față, deja mă înțeapă. Adică mă înțeapă foarte tare tenul. Pielea feței este foarte, foarte sensibilă. Știm cu toții treaba asta și simțim orice zgârietură mult mai intensă. E bine, pe mână, dacă este să-mi blenduiesc cumva pe mână, se blenduiește foarte ușor, este foarte catifelată, simt foarte catifelată. Dacă este să o pun pe față, nu mai simt același lucru. Este cumva, să zic că mi-am luat cumva o țeapă cu bună știință. Și spun treaba asta pentru că în urmă cu un an de zile sau 2 ani de zile, eu mi-am comandat niște pensule de la Elf. Mi-am comandat niște pensule pentru blending, o pensulă pentru pudră, o pensulă pentru aplicarea fardului, câteva pensule. E bine, când mi-au venit, pe lângă faptul că mi-am dat seama că era o altă dimensiune, adică erau mult mai mici decât mi arătau în poză, pe calculator. Ei bine, nu asta a fost problema. Problema a fost că erau și sunt, de fapt, sunt atât de tari, nu sunt deloc atifelate. Credeți-mă, eu uit să le folosesc pe acelea. Nu mi-amintesc niciodată de ele, doar dacă cumva toate pensulele mele, absolut toate pensulele mele sunt murdare, dar cred că și atunci folosesc degetul și nu folosesc acele pensule. Sunt foarte, foarte rigide. Cred că sunt din păr natural, că părul natural este atât de rigid. Eu vă recomand pentru față pensule din păr sintetic.
Nu înțeleg ce poate să facă un păr natural mai bine decât un păr sintetic. Asta nu știu, dacă știți voi cumva de ce am folosit pensule din păr natural și nu din păr sintetic, vă rog spuneți-mi și mie dacă este mai bine cumva să folosim acele pensule din păr natural, pentru că eu nu știu treaba asta, sincer, dar nu înțeleg nici de ce aș folosi o pensulă care mă zgârie foarte tare pe față și pe care aplic, de fapt nu pot să aplic produsul pentru că am un ten sensibil. Eu am un ten sensibil, eu care îmi pun toate nenorocirile pe față, eu care nu am aproape nimic pe față, niciodată n-am avut. Mă gândesc la persoana la care chiar au un ten sensibil și care chiar nu pot să-și atingă tenul pentru că au diferite iritații și diferite probleme. Bun, revenind la această pensulă, are aceeași probleme ca și pensulele pe care le-am comandat în trecut. Adică este foarte, foarte rigidă. Nu o pot pune pe față, nu o pot folosi pe post de pensulă pentru fond de ten, pentru că va trebui să-mi blenduiesc, să-mi împing foarte bine fondul de ten cu această pensulă în piele și va însemna să frec cumva, să zicem, pe românește, să întind, să blenduiesc foarte mult cu pensula într-un singur loc, să zicem. Ei bine, mă îndoiesc că pot să fac treaba asta fără să mă irite. Am încercat o singură dată, nici măcar n-am spălat pensula pentru că am uitat de ea, sincer. Atât de tare mi-a plăcut încât am uitat de ea. Am să o folosesc în schimb pe post de... Nu, n-am să o folosesc. Am să încerc să o folosesc pe post de pensule pentru pudră, așa cum de fapt ea este, dar mă îndoiesc că o să o folosesc și pentru așa ceva. Nu știu cum absolut toată lumea din toată lumea asta iubește această pensulă. Asta este un review făcut după o încercare sau două cu ea, deci este cumpărată de curând. Este un fel de prima impresie, de fapt chiar este o primă impresie. Dacă cumva mă voi răzgândi în legătură cu această pensulă, o să vă spun și vouă după ce o să o folosesc mai mult. Deci, din punctul meu de vedere, această pensulă am cumpărat-o aiurea în tramvai, pentru că am cumpărat vreo două produse pe lângă această pensulă. Mi-am cumpărat această pensulă special pentru că vreau să văd și eu cât de minunată este și ca să fac o comandă mai mare, a trebuit să mai cumpăr încă două produse pe lângă ea. Vă rog, spuneți-mi și mie, lăsați-mi mai jos comentariile voastre și spuneți-mi dacă vă ajută această pensulă cu ceva, cum o folosiți voi, dați-mi câteva indicații pentru că eu nu reușesc să o ating de față, mi se pare foarte, foarte dură și nu înțeleg cum iubiți voi pensula asta. Spuneți-mi, vă rog și mie, că totuși aș vrea să o folosesc cumva, adică n-aș vrea să o las acolo în trusă și să o țin acolo. Dați-mi câteva indicații despre această pensulă, dacă am folosit-o cumva corect sau dacă trebuie să o folosesc altfel. Habar n-am, e o pensulă nouă, e o pensulă dificilă din punctul meu de vedere, nu știu să o folosesc, nu știu să o folosesc, sună foarte aiurea, cât de greu o să fie să folosești o pensulă. E bine, asta mi se pare dificilă pentru că în condițiile în care simt că mă înțeapă pe față, ăla a fost finalul. Pentru că nu înțeleg cum se folosește, nu înțeleg cum naiba o pun pe față fără să mă înțepe. Oricum, spuneți-mi și mie ceva despre ea, dacă mă puteți ajuta cum să folosesc această pensulă. Și pentru că a trebuit să cumpăr acea pensulă, am mai comandat și kitul de concealer de la e.l.f. cu patru nuanțe. Al meu este cea mai deschisă nuanță. Este light. E bine, am greșit un pic în nuanțe pentru că sunt destul de deschise. Nu știu dacă puteți vedea. Cam greu să puteți vedea. În orice caz, sunt destul de deschise. Nu cred că asta e cea mai mare problemă la acest concealer și la fel vreau să mă îndrumați și pe mine și să-mi spuneți dacă aveți cumva aceeași problemă ca mine dacă folosiți acest produs. Produsul este foarte bun, este foarte moale. O să încerc să vă arăt un pic pe mână. Ia uitați cât de mult produs a luat, se vede? Foarte mult produs și o să-l pun pe mână pe aici. Este chiar bun produsul ca și acoperire. Are o acoperire foarte mare. Asta este cea mai deschisă nuanță. Se vede că este extraordinar de deschisă pentru tenul meu, dar nu voi folosi pe asta, ce-i drept. Eu folosesc ceva mai închis, cum ar fi ăsta. Asta este cam nuanța mea. Da, deja este mult, mult mai închis. Cam așa folosesc eu. Acest
Concealer, după ce îl aplic, se transformă cumva într-o pudră, nu știu cum să vă explic, dar după ce îl pun pe față, instantaneu se transformă în pudră, adică se usucă foarte, foarte tare. Asta am considerat-o un lucru bun și este un lucru bun în condițiile în care, de exemplu, am pus-o pe mână, se vede aiurea pe cameră, se vede foarte deschis, dar în realitate mi-a făcut pielea foarte catifelată și arată foarte, foarte bine, foarte uniform. Ei bine, aici pe mână nu am foarte multe riduri, desigur. Dar dacă este să-l folosesc la ochi, dintr-o dată, după circa 20 de secunde, toate ridurile de aici, din jurul ochilor, se accentuează foarte tare. Ei bine, nu știu dacă vedeți, dar eu am niște riduri de expresie destul de proeminente, se și vede aici. Am niște riduri foarte, foarte proeminente. Acest concealer nu face decât să-mi înăsprească ridurile și să-mi le scoate atât de urât în evidență. Vreau să vă spun că acest concealer se strânge în jurul ridurilor și arată... Nu-mi dau seama cum să vă explic. Pentru că nu pot să spun decât că înăsprește ridurile. Este un cuvânt mult prea ușor pentru ce face acest concealer. Se strânge în șanțul unde ridul este format. Chiar dacă este fixat cu pudră, pentru că eu niciodată nu plec cu un concealer aiurea pus fără să-l fixez cu pudră. Am încercat să-l fixez cu mai multă pudră, am încercat să-l fixez cu mai puțină pudră, efectul este absolut la fel. În condițiile în care îl fixez cu mai multă pudră, se strânge acolo un șanț și în momentul în care eu încep să-mi mișc fața, se mișcă și acele șanțuri și efectiv se separă. Sunt ca niște... E foarte ciudat ce se întâmplă. Este foarte ciudat. Nu este genul de concealer pe care să-l pui acolo și acolo să rămână. În condițiile în care fața se mișcă odată și concealerul. Deși el arată că este un concealer care pur și simplu se lipește de față și se transformă într-o peliculă de pudră. Exact efectul acesta este primul efect pe care îl poți avea după câteva secunde. Nu am încercat să-l folosesc fără fond de ten, pentru că mi se pare aiurea să folosești un concealer fără fond de ten și atunci am pus fondul de ten și concealerul. N-am încercat să folosesc iarăși concealerul și fondul de ten, dar cred că efectul este la fel, pentru că m-am gândit că concealerul, virgulă, concealerul, aplicat pe un fond de ten, fie el și uscat, pentru că eu am un ten gras și voi știți că eu nu folosesc niciodată fonduri de ten grase. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă aș pune acest concealer pe un fond de ten gras. Dar se mișcă pur și simplu, fiindcă nu se lipește de piele, de fond de ten, de nimic și plutește. Are un joc pur și simplu pe cearcănele mele, pe ridurile mele și pe fondul de ten. Este atât de ciudat. Am mai întâlnit concealer care se strânge în jurul ridurilor. Nu este nicio problemă. Nu asta a fost problema. Dar nu am întâlnit să se transforme atât de tare și să se modifice pe tot parcursul zilei. Asta nu înțeleg cum poate face acest concealer. Întrebarea mea era, dacă cumva aveți acest concealer și sunteți trecute de 20 și un pic de ani, vă apropiați de 30 de ani, spuneți-mi și mie, sau sunteți cumva trecute de 30 de ani și folosiți acest concealer, este o minune. Spuneți-mi și mie cum folosiți acest concealer, pentru că eu știu că un concealer nu se poate, un concealer stick sau genul acesta destul de solid, nu îl putem folosi pe niște riduri proeminente, pe o trecut de 35 de ani, de exemplu. Trebuie să folosim un concealer mult mai ușor, care să se lipească și să aibă să nu încarce atât de mult tenul. Acest concealer, deși nu am trecut de 35 de ani, mă simt ca și cum aș fi trecut de 35 de ani cu acest concealer. Spuneți-mi și mie cum folosiți acest concealer, cum faceți să nu se strângă în jurul ridurilor, pentru că eu am... Îmi place acest concealer, îmi place foarte mult textura, este o textură foarte bună, acoperă foarte mult, însă nu reușesc de nicio culoare să fac ceva cu el. Și la fel, odată cu acele două produse, am comandat și kitul contur și blush, tot de la e.l.f. Și despre asta am păreri pro și contra. E bine, l-am folosit astăzi, dar sunt dată cu el acum multe, multe ore, deci de dimineață, de la ora 6 sunt machiată și aproape că nu se mai vede, se vede foarte, foarte puțin. Apropo, făcând o paranteză, așa arată tenul meu și fondul meu de ten, ce drept am și dormit un pic.
cred că o jumătate de oră, o oră cu machiajul pe față. Asta nu e un lucru bun, dar am venit foarte obosită de la serviciu și am dormit un pic. Cred că se și vede în jurul ochilor pentru că machiajul s-a întins oarecum. Dar nu despre asta vreau să vă spun. Vreau să vă spun că așa arată un fond de ten trecut de 12 ore. La ora 6 s-au făcut 12 ore, este în jur de ora 8. 14 ore are acest fond de ten pe tenul meu și cred că arată destul de bine. S-a luat foarte puțin în jurul nasului, cred, și cam atât. V-am făcut această paranteză pentru că tehnica fondului de ten este foarte importantă, nu neapărat fondul de ten în sine, cât tehnica lui, cum îl aplicăm ca să ne țină pe toată perioada zilei. Mie îmi place rezultatul după 14 ore, este ok. Bun. Și rezultatul după 14 ore cu acest contur este cam ăsta, s-a dus o mare parte din contur, dar îmi place foarte mult acest contur pentru că are conturul și blașul. Conturul este foarte ușor de aplicat, îmi place foarte mult. În ceea ce privește blașul, am impresia că nu prea se ia foarte bine pe mână. Este un pic genul acela de cretă. Asta este conturul, iar asta este blașul. Mi se pare totuși că este genul acela de cretă și în care nu se transmite nimic pe față. Deci nu îmi place foarte mult, dar îmi place destul de mult conturul. De asta sunt oarecum mulțumită. Și următoarele două produse, astea trei au fost de la Elf, următoarele două produse sunt de la Astor. Și anume, mi-a plăcut foarte mult acest fond de ten Astor, pe care nu este de nicio culoare un fond de ten nou, desigur, dar eu nu l-am mai încercat până acum. Eu am rămas cumva blocată pe Rimmel, pe Maybelline și cam atât. Am Astor Lift Me Up. 2 in 1 serum plus încă ceva. Serum Radiance Makeup. Bun, acest fond de ten este cu pompiță, nu este din acela fără pompiță care se pune pe mână, are 30, cred că, de mililitri, am nuanța 200 nude, este o nuanță foarte frumoasă, îmi place foarte, foarte mult, chiar și nuanța. Eu am o problemă cu nuanța, eu am un ten închis, un ten măsliniu și când spun măsliniu mă refer exact la măslinea verde, exact așa, adică am un ten închis cu nuanțe de gri. Știți că mai sunt și fete care au tenuri închise cu nuanțe de caramel, cu nuanțe de gălbuie. Dar tenul meu este foarte rece, are o nuanță rece și trebuie să fac cumva să-mi încălzesc nuanța tenului și atunci eu iau tot timpul fonduri de ten cu nuanțe de galben în ele, cu nuanțe aceea de beige pe bune, adică chiar beige. Bun. Și vă spuneam că pe lângă faptul că îmi place acest fond de ten nuanța, aș zice că aia este Anti-Aging Foundation. Asta cu anti-age, 25 de ore pe ten, nu știu ce să zic, nu prea cred niciodată în ele. V-am spus, nuanța este 200 nude, iar astăzi l-am folosit pe acesta. Ăsta este fondul de ten de care vă spuneam eu că are peste 14 ore de când l-am folosit. Arată destul de bine, s-a luat un pic pe frunte, după cum vedeți, am două, trei coșuri care s-au descoperit cumva, dar s-a luat un pic în jurul nasului, astea sunt ridurile de care vă vorbesc, ridurile mele sunt destul de pronunțate, dar pe ten arată încă bine, gândiți-vă, are totuși 14 ore, dintre care o oră am ațipit un pic, am lucrat destul de mult, am lucrat în niște condiții de căldură foarte, foarte mari, eu am un ten foarte gras, transpir foarte mult și totuși fondul de ten există pe față, am trecut de la cald la rece și tot așa am făcut tot felul de nebunii și totuși fondul de ten rezistă pe față. Asta îmi spune mie că este un fond de ten foarte bun. Prețul lui nu știu să vi-l spun, ba da, știu să vi-l spun. Este de 27 de lei până în 30 de lei și îmi place foarte mult acest fond de ten. Vi-l recomand dacă cumva aveți ten gras ca al meu, puteți să-l puneți pe ten fără grijă. Fixați-l cu pudră, însă nu ieșiți din casă fără pudră pe ten. Orice fond de ten ați folosi, orice fond de ten, trebuie fixat cu pudră ca să aveți efectul de peste
câteva ore bune pe ten. Îmi place foarte mult și vi-l recomand. Despre asta aș putea să vă vorbesc mult mai mult, dar cred că l-aveți majoritatea, numai eu nu l-aveam, dar majoritatea cred că l-aveți. Bun, și odată cu acest fond de ten mi-am cumpărat și ceva pe care eu nu mai văzusem. Pisica mea nu este cu minte, se urcă pe perdea. Tot de la Astor am cumpărat Matte Style Lip Liquor. Habar n-am cum se pronunță. Acest lip, eu l-am pe buză acum, este unul mat, are genul acesta de bețișor, zici că e bețișor de ureche, și este, v-am spus, este mat, are 30, nu, cum să aibă 30, doamne, aș fi rut eu, are 5 ml și este nuanța, nuanța vreau să vă spun de fapt, este nuanța 205, dar de ce nu-mi spune și cum se numește? Pentru că, nu știu, probabil l-a spus, dar am dezlipit eu eticheta. Îmi place foarte mult, o să-l reaplic pe buză să vedeți cam cum arată. Primul contact este un pic lucios. După care se transformă foarte, foarte repede în produs foarte mat. Îmi place foarte mult. Îmi pare rău că nu puteți. Nu se vede pe cameră cum se vede în realitate, însă efectul este absolut superb. Îmi place mult pentru că este foarte. Am un lapsus. Este foarte concentrat, este foarte pigmentat, nu mai venea. Este foarte, foarte pigmentat acest ruj și vreau să-mi iau nuanța, o nuanță roșie. Cred că roșu este absolut superb. O să iau și o să fac un review la acel ruj roșu, dar arată destul de bine și așa. Pe buze se simte, are un gust foarte bun. Nu știu dacă vă amintiți, rujul acela vechi avea un miros, așa, un parfum aparte și un gust aparte, ceva de genul acela se apropie. Pe buze se simte ca și cum aș aplica un gloss foarte lichid cu ceva particule în el, adică în momentul în care mi-apropii buzele, nu simt foarte alunecos, simt niște particule foarte, foarte ușoare. După ce îl las, de exemplu, fără să-mi mai trăsc buzele una de cealaltă, în câteva minute se usucă și devine un ruj mat. Devine un. Îți usucă ce-i drept buzele, însă nu atât de tare. Nu vă speriați, nu vă usucă buzele încât să vă crape buzele, știți, se crape rujul pe buze. Dar ce-i drept usucă buzele. De asta, cred că dacă aveți buze ca mine uscate, eu am buzele uscate de când mă știu, de când m-am născut, trebuie un pic hidratate înainte să arate mai. Nu să arate mai bine, să. Cred că să reziste mai mult rujul, de fapt, trebuie un pic hidratate. Dar chiar și așa, eu sincer, mie nu, eu nu le hidratez pentru că uit, în primul rând, uit. Asta este partea mea. Asta este greșeala pe care o fac tot timpul. Îmi hidratez orice, dar nu buzele. Uit de buze. Pentru că eu am un tic foarte tare, îmi jupoi buzele, pielițele acelea de pe buze. Știți că, având buze uscate, se creează tot felul de pielițe pe care eu le rup. Și doi la mână nu rezistă mai mult de o oră un ruj pe buze pentru că având pielițele acelea le rup și la fel și rujul care se șterge și tot așa. Deci nu, dar dacă vreți cumva să aveți un rezultat mult mai îndelungat, faceți cumva, hidratați-vă buzele, pe ăsta usucă puțin, dar nu mult. În schimb, arată atât de bine, vă recomand acest gloss, este până la urmă un gloss mat. V-am făcut eu, cred că v-am făcut review. Nu mi-amintesc dacă v-am făcut cumva o review, dacă v-am făcut o să pun cumva în link-uri cu descrieri. Nu mi-amintesc acum dacă v-am făcut cumva review-uri la lip gloss-urile mate de la Essence. Am impresia că v-am făcut. Dacă nu v-am făcut, cred că am vrut să-l fac și nu mai țin minte. Dar este total diferit de gloss-urile mate de la Essence. Și alea sunt foarte bune, însă efectul nu se compară. Pigmentarea nu se compară, ăsta este mult mai pigmentat, mult mai proeminent, ăla este mult mai șters, nu rezistă pe buză, ăsta e ca și cum ți-ai da un gloss.
Sunt total diferite astea două. Și prețul este diferit. Asta costă 27 de lei. Cel de la Essence costa 13 lei. Adică este o diferență destul de mare. Este dublu. Dar nu se compară. Asta vi-l recomand. Vă recomand acest gloss. Arată foarte, foarte bine. Încercați roșu dacă sunteți adepte roșului roșu. Dacă sunteți îndrăznețe, încercați roșu pentru că eu mâine o să mi-l cumpăr. Am vrut să mă duc astăzi să mi-l cumpăr, dar am fost mult probosită. Dar mâine mă duc să-mi cumpăr acest gloss roșu. Eu sunt înăbântă după roșu. Eu port foarte mult roșu. Și, da, păi cam astea au fost produsele pe care eu vi le-am prezentat, de care v-am întrebat câteva păreri, vă rog să-mi spuneți care am nevoie în special de acel concealer, pentru că eu vreau să folosesc acest concealer, îmi place mult de tot, dar nu știu cum să fac, pentru că am riduri și nu știu dacă pot să folosesc, la fel și cu pensula de la e.l.f. până la urmă, și pe asta vreau să o folosesc, însă mă cam îndoiesc că pot să o folosesc. Și o să vă fac un full review cu demonstrație data viitoare. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest tutorial. Vreau să vă mulțumesc în primul rând că v-ați abonat la mine. Este un lucru foarte important pentru mine. Vă mulțumesc iarăși mult, mult, mult de tot. Și ne vedem, cum spun eu, ne vedem data viitoare? Da, ne vedem data viitoare, așa că, pa, pa!